voiam să cer binecuvântarea pentru că vreau să o cer pe Bibi de soție. Care inel luăm? Alo? Wow! Dar cine s-a decis să-și facă apariția? O cer pe Bibi. Ce să faci, mă, tu? Păi tu crezi că Bibi o să zică da? Nu te preface, nu fii prost. Îmi place de tine, îmi place că te preface așa că ești. De ce te-ai băgat peste mafia mea? Ce mafia? A încercat să-mi iei mafia. Ce peste mafia m-am băgat, mă? Bine m-am regăsit la un nou episod de Mariusel. Am revenit după pauză de o săptămână pentru că este foarte complicat să facem episoadele astea în perioada asta cu școala și pentru voi probabil să vă uitați este mai dificil. Dar am revenit cu energie pozitivă pentru că astăzi trebuie să facem pasul. O să vreau să mă duc să iau inelul, dar până să ne ducem să luăm inelul, o să vreau să mă duc și pe la maica mea Miruna să întrebăm care este situația, dacă să facem pasul ăsta, să ne dea și acolo un sfat, să mergem eventual împreună să luăm inelul, o să merg cu Zumi, o să încercăm să o păcălim pe Bibi să stea acasă. Nu știu exact cum o să facem treaba asta și pe lângă asta trebuie să ne ducem să mai discutăm și cu băiatul ăla Pablo, cu care am discutat în episodul anterior. Trebuie să dăm de el, să discutăm mai multe detalii și cu el, să vedem că a rămas, că vorbim noi, cum vedem, cum facem și nu știu ce. Ca noutăți, am băgat un update nou pe Trovo și acum puteți folosi comenzi de ore și pe Trovo. Pentru cei care vă uitați pe Trovo înainte să apară pe YouTube, am băgat comenzi de ore ca să primiți moderatori, să dă aici moderator. Am băgat update-uri, să mai băgăm niște update-uri mai mișto pe Trovo în curând. Și țineți minte, dacă vă uitați în premieră la acest live, puneți pe story cum vă uitați la episod și cele mai creative story-uri cu menționare la Instagram-ul lui Mariusel, care Instagram-ul lui Mariusel, dacă nu-l știți, este acesta, mariusel.scot. Dați aici mention și o să vă pun la story pe toți cei care vă uitați la episoade, vă pun acolo cât mai multe story-uri, pentru că de asta am creat profilul ăsta, ca să fie pentru comunitatea noastră care se uită la Mariusel. Dacă aveți meme-uri, glume cu Mariusel, postați-le pe serverul de Discord la fanarturi și o să le postăm pe profilul de Instagram, ok? Ce să vă mai zic, mi-a fost dor să fac live-ul ăsta, guys, că am stat o săptămână pe bară și următorul episod o să vină mai repede, undeva pe duminică, luni, depinde cât de multe like-uri face acest episod, așa că vreau cât mai multe like-uri și cât mai multă activitate la episodul ăsta ca să mă motivați acolo să postăm cât mai des. Hai să vedem cine e pe acasă, care e treaba. Cu cine ne trezim noi pe aici? Ah. Bună dimineața! Bună! Ce faceți, mândrelor? Bev. Beți cola? Ce beți acolo? Da. Am înțeles. Cum... Zumi, ai mai vorbit ceva cu Bezea? Nu. No. N-ai vorbit nimica? A plecat destul de supărat aseară. Să fie sănătos. Să fi... What? Pă bune? Bă... Dar ce vrei să-i fac, să-l țin de picior? Bă... Îl puneam brățele de aia de COVID. Bă, ce... Mamă... Da, ok, o să încerc eu să mai dau de el, să mai găsesc. Iar a fugit ăsta prin... Cai verzi pe părăzi, n-ai, bai, știi, să mă duc să-l caut, da. Asta e poveste pentru altă zi. Voi ce treabă aveți astăzi? Hai să încercăm, poate reuși să facem pe Bibi să stea pe acasă. Tu, Bibi, ai ceva treabă azi? La fel ca Zumi. Nimic? Da. Am înțeles. Eu am niște treabă și trebuie să mă duc ăsta, cum îi spune. A, Zumi, am nevoie de tine. Yeah. Am nevoie de ajutorul tău neapărat. Trebuie să vii cu mine. Nu, trebuie să... De ce să mă îmbraci? Adică ce vrei să spui cu vorba asta? Că nu arăt bine? Da. Ba da. Arăți bine, dar poți să arăți și mai bine. O să arăt mai bine. Promit că o altă chestie, fun fact, o să vreau să adaug un costum special pentru cununie, pentru când o cerc, în toate astea, o să vreau să adaug un costum mișto. Deci, Zumi? Da. Fii puțin cu mine ca să discutăm? Despre care-i treaba? Da, hai. Mă, trebuie să facem cumva să nu audă Bibi. Zumi, am nevoie de ajutor tu. Ia, te ascult. Vrei să-ți ia pantaloni? Nu pantaloni, vreau să luăm altceva. Nu. Deci... Te tunzi? Nu. Deci, vreau să mergem să luăm un inel lui Bibi. Vreau să o cer. Părere? O să faceți și copii?
faceți copii, faceți. Faceți. Faci o pisică și un câine? Să fac eu un golden retriever. Nu să faci un câine, să iei un câine. Ah, ok, m-a speriat. Da, asta își voia, ea mi-a zis, dar nu mai spune, așa, deci vreau să te comporți normal și să faci cumva să o lăsăm acasă, trebuie să motivăm cumva să stea acasă și să nu vină cu noi și să mergem amândoi, să luăm inelul și până să mergeți la inelul trebuie să mă duc să o întrești pe maica mea, că după aceea mă omoară dacă mă căsătoresc și ea nu știe. Fii atent, am o idee. Cred că vine. Mă duc. Vin imediat, baby, vin imediat. Așa. Așa, deci. Fac dezordine în cameră la mine, cu machiajele și o rog să curmețe ea. Mă, dar o să fie ceva suspect dacă tot stăm așa. Deci, hai să mergem jos și faci tu o scuză că trebuie să te duc nu știu unde, ok? Hai. La mall, da, la mall. Nu, tu, dar trebuie să iau doar pe tine cumva, știi? Asta trebuie să faci cumva să motivezi să stai acasă. A, ok, stai să mă gândesc. Dă-i ceva de făcut aici acasă, dă-i ceva de făcut aici acasă. Îi dau un tablou să pictezi, ce zici? Ce? Vezi Picasso de... Ce n-ai văzut? Te dau un tablou de la te puzzle cu numere. Mă asculti? Te ascult. Fă-o să stea aici, dă-i ceva de curățenie, să facă prin casă, să toate astea, nu știu, dar vezi ceva să facă și după aceea mergem împreună. Hai, repede, că deși asta împreună. Ok. Tu. Baby! Baby! Da! Baby. Eu da! Știi să pictezi? Da! Da? Da, eu pictam când eram la școală. Da, eu. Așa pictam și eu. Ce cu pictatul, mă? Ce cu pictat tu? Ce-i? A, nu. Care e față de Picasso? Să știm. Deci? S-a blocat să moară băieții, s-a blocat. S-a blocat, deci, zumbi, nu știe ce să zică. Eu s-a blocat. Trebuie să mă duc. S-a blocat. Trebuie să mă duc la un shooting și așa. Trebuie neapărat să mă duc da, el mă, spune, să strică motorul. Spune direct. Okay. Trebuie să mă duc cu zumbi să la un shooting să o duc. Nu e problemă, nu? Nu. No. Dacă vrei, am lăsat un tablou sus la mine în cameră. Poți să-l pictezi acolo. Nu, dar știi ce îți recomand eu? Dacă... Îți recomand să dai drumul la televizor. Și să te uiți la un serial, no. Ceva ce vrei tu. No. Squid Game. No. Te uiți la Squid no. Game ăsta? Nu. No. E de la fain. No. Dar ce îți place ție? Da, să fac curat în cameră. Te duci să faci curat? A, pai bine așa, bine. Da. Bine, hai, vino să te iau și eu în brațe. Oh, shit. Ești bine, da? Da. Așa. Știi că ții mult la tine, da? Da. Bine. Și... Zumi, poți să mă aștepți afară? Da, acum. Nu știu de ce e așa energică. Da. Să știi că... Da, eu? Am rămas foarte plăcut, surprins și surprins așa de ce mi-ai zis aseară. Și o să încerc să fie totul bine, ok? Da. Bine. Hai baftă la curățenie. Pa. Pa, pa. Cred că suspectează, nu suspectează. Nu cred că se așteaptă să o cer eu Mariusel ăsta care ce energică e zumi, pe bune. Da, mergem? Da, mergem. Asta e a ta? Nu. Iar ți-ai cumpărat mașini de astea? N-am cumpărat nimic. Dar eu aveam aici motorul, ce mi l-a furat, ai puțin, nu e ok. Eu cred că asta e alu Pipi sau ceva, nu știu. E, în fine, e în fața casei, hai să o luăm, nu mai contează, știi ceva? Aoleu. A trebuit să facem rost de mașina mea înapoi, aia furată. Ce-ai furat tu? Poate o găsesc pe undeva, mașina aia Porsche-ul ăla al meu. Aaa, am înțeles, cred că ar fi mai bun decât asta. Deja mă dor genunchi. Doar crezi? Cu siguranță. Așa. Okay. Dar n-a trebuit să ieși un buchet? Deci iau buchet, iau și inel. Inel, și da. Și problema e că... Și haine, am pentru niște tine. Bani, am niște bani acolo, ceva un pic. Dai puțin. Am vreo 1000 și ceva de lei. Crezi că mai ajunge? 1000 de lei? 1000 și ceva de lei. 1200 ceva de lei.
Nu? Hai, cât poate să fie un inel deloc godnă? Cred că... Nu? Bă, așa să ia acolo. Bă, dar nu vreau să iau bani de la tine. Tai din gură! Dar nu vreau să iau bani de la tine. Bă... Totul pentru nevastă. Dar mă simt prost. Nu te simți prost, că da, sunt sora ta. Hai! Dar aveam și eu bani, mai că am o bancă. Haide, hai să mergem. Bine, hai, stai că îi dau telefonul maică mea. Așa, așa, așa. Pipi, col... Nu, nu, nu! Am sunat-o pe Bibi din greșeală puțin așa. Mamă, sper că nu mă sună înapoi. Îi spui că ai apăsat cu... Aveai telefonul sub pund. Oh, shit. Din inerție pe Bibi, o sun, ești de bun? Alo? Alo, da? Să rămână, mămică, ce faci? Uite bine, acasă, pe canapea întinsă, frumos, să mă uit la televizor, tu? Păi și tu asta faci toată ziua? Aproape. Am înțeles. Bine, ai timp să... Hai, vii acasă să ne uităm la desene animate. Da, hai că vin să zic niște noutăți. Bine, hai că e Violeta la televizor. Bine, te pup, pa. Și eu, pa. Mă auzi, mi? Mă auzi, maică mea, cred că se uită la Violeta. Ce face ce? Se uită la Violeta, mi-a zis maică mea acum. Aoleu. E ok? Maică mea, dacă e ok? Da. Bă, din câte zice stă acasă, se uită la seriale, nu prea-mi pare să fie ok, dar... Dar n-am, nu te-am întrebat o chestie, ce vârstă are? Maică mea? Întreabă tu acum, când te vezi cu ea. Bine. Yes. Da, stai puțin, ea mă vede ca pe o persoană bună sau rea? Păi ești sora mea naturală, biologică. Deci a înțeles varianta aia că suntem ok și atât, nu? Acum vedem cu siguranță dacă... nu știu. Bine, trebuie să-mi pregătești preiul cu piper? Nu. Nu ești lui... Bă, da, adevărat, tata lui îți mai dă semne de viață ceva? Că nu l-am mai văzut atâta timp. Unde naiba s-a dus în... E în Tenerife. Tenerife? Bă, dar nu prea plătesc nici antene, nici nimica. Că dacă îl sun acum, nu-mi răspunde. Ia stai să încerc să sun, poate răspunde. Ia vezi. Nu cred, eu cred că se uită la femeile alea care... Nu mai contează, n-am numărul lui trecutul, ai? Nu știu, stai să verific. Mi-am pierdut telefonul. What? Oh. I think your mom is rich. De unde a păcălit maica mea așa ceva? N-are soț? Mort. Alt soț? Nu, din câte știu eu. Descoperim, nu-i problemă. Hai să parchez în mașină. Să fie gata să fug în caz că trebuie să fug, știi? Dar sper să nu fie cazul. Nu cred. Cred că ar fi foarte drăguț. Mai trebuie să-i spui de un copil ceva. N-am copil, n-am nimic. Doamne ferește. Hai. Ia. Dai. Ok, eu stau în spate tău. Mămică! Cred că e acasă totuși. Că abia am sunat. Mămică! Hai că am mers. Mă, ce atâția că mare. Ce se întâmplă aici, sincer? Stai să o spionăm. Eu cred că sunt... Hai să o spionăm înainte să intru. Înainte să încerc și vreau să o spionez. Hai. Las două secunde. Mai bine uite tu în față că tu știi casa. A, e pe canapea. E pe canapea. Am văzut-o. Cred că am văzut o persoană pe canapea. Nu e pe aici. Hai, deschis pe aici. Ia că intrăm pe aici. Ce frumoasă sunt. Ce frumoasă sunt, oh my god. Damn.
Da, e o oglindă, vine după mine. Doamne, iartă. Dă-i ușor, dă-i ușor. Dar de ce mă strec cu ori, eu nu înțeleg că e... Maica mea, da, așa. Mamică! Ești pe acasă? Hai că nu e. Bună! Ce faci? Tu ce faci, mămică? Te uiți la televizor închis, ce faci? Era Violeta. Era, dar acum nu mai e. Tu ce da. Faci? Cum ești? Uite bine, îți plac pantalonii mei? Da. Îți place fundul meu? Da, am mai făcut-o și pe Bibi cu pantalonii ăștia, scoate fundul în evidență, e bine. Stă bine cu ei. E ok. Bună ziua! Ea e Zumi, o recunoști, nu? Da, te-ai vopsit? Nu. Așa e părut-o? Da, te-ai vopsit. Să zicem, cumva, da și nu. What? Ți-a crescut alb? Da, era alb și din cauza că am făcut multe și uite cum se uită. Am zis să mă vopsesc complet alb. Ok, stă bine. Mulțumesc. Și tu, cum te faci și tu? Eu, uite, sunt cu roșu. Te mai faci ceva interesant în cap cu ăla, că doar roșu te văd. O să mă modific mai special, o să mă fac mai special și eu, da, niște tu. Da, am venit astăzi cu o rugăminte la tine. Dar uite-te normal la mine, mămică. Așa, că zici că ai băgat ceva așa. Deci, voiam să te rog. Zonii, poți să te duci până în bucătărie, că trebuie să am văzut cu așa între mamă. Bine. Nu te mai... Te ascult. Deci, vreau să fac ceva foarte special în viața mea. Hai zi. Te dezvirginezi? Nu, aolo! Mamică, da. Astea sunt chestii private. Păi sunt mai cărta. Și sunt chestii private. Am 18 ani, sunt treburile mele. Bă, dacă îți dau acum o bâtă în cap, mai e privat? Nu e, tot după public, dar ești... Păi vezi, trebuie să știu dacă s-a spart ceva. Nu, s-a... E tot ok, nu s-a spart nimic. Da, e tot în regulă, stai liniștită, da? E în regulă. E ok, e ok, stai liniștită, ok? Am venit pentru altceva. Voiam să vin astăzi să îți cer binecuvântarea pentru că vreau să o cer pe Bibi de soție. N-a reacționat tocmai cum voiam. Mamică! Alo? Alo? Mamică! Aolo, ce copil prost am crescut. De ce? Și mai vreau să te căsătoresc. Păi dar nu mă căsătoresc, doar o cer. Păi de ce o cer? Ai tu cumva bani? Da. De unde ai tu bani, bă, copil? Ai 18 ani, ai 18 ani, tu trebuie să te duci la facultate, nici măcar n-ai dat încă bacul și tu vrei să vrei să o ceri pe aia de soție și na, te văd în 2 ani că ai copil. Vocea din interiorul meu asta îmi spune, a.k.a. voi care vă uitați la Mariusel. Bagă, mă, omule, mâncare acolo, că cred că ți-e foame, că n-ai mâncat la timp, știi, și cred că de asta, uite ce e slab. Te aude din beci. Eu cred că e mâncarea din tine care cere. Mămică, ideea e că totul mergea destul de prost și mi-a dat sfat bezea să ia cur mai multă atenție și să ce? Ce? Dar cu ei ceră tu sfatul? Te-ai gândit mult la care... Păi ce, e împreună cu Zumi care... mă rog, nu mă, hai să nu intrăm în spectru. Ăla are 8 clase și tu vorbești cu el. Nu știu câte clase are, unde știu? Are 8 clase? Eu cred că zici bași strâmbe, mamică. Da, da. Eu zic că bași strâmbe. Nu e ok. Bași strâmbe. Ce strâmbe, mă? Că acum dau una bucată frunte.
Ce, mămică? De ce? Păi... Băi, copile, bagă mâncare în tine, bagă acolo sarmale mici de alea, că alea cred că trebuie. A? M-ai auzit? Nu. Mămică, părerea mea este că, nu știu, așa simt vocea mea în interior, asta simte. Adică, pe bune, hai să-ți explic care este planul acum, serios, mămică. Planul meu este să o cer, să vadă că sunt interesat de relație, că sunt toate astea. Îi dau inelul și după aceea o să vadă că chiar îmi doresc ceva. Să continue frumos, să se comporte și ea mai frumos, să fie tot înțelegere. Că aici dau inelul asta nu înseamnă că o să mă căsătoresc mâine, știi? Mă căsătoresc poi mâine. Mamică? Ce e asta? Ce? Asta e mâna mea. Asta care arată acum. E un deget. Vezi? Nu văd. Vezi degetul? Da, îl văd. Da? Da. Chestia da. Asta, da? Degetul ăsta, o să-ți intre în fund. Aolo, de ce? Că nu știi. De ce? Trici măcar ce? Ești virgin. Oh my god. Bă, mămică. Bă, mămică, dacă te mai ales de asta, plec acum. Că nu știi tu ce am făcut eu, ok? Dar trebuie să știm. Dar nu... Vreau eu. În cât timp vrei să ai copilul? Doamne ferește. Dar când vrei să ai copilul? Când vrei să te muți în casa ta? Păi, nu mai vrei să locuiești cu mine? Păi nu prea mai locuiesc de ceva timp cu tine, după cum ai observat. Dar nu, au! Adică, o să locuiești cu mine. Ba, de ce, mămică, stai ușor. Nu trebuie să te panichezi. Înțeleg, mămică, trebuie să înțelegi că am crescut. Ok? Și că... Băi, au! Tu nu înțelegi ce ai crescut și de la un punct cază și mai sunt și mamă și abia dau, a? Și după ce că sunt văduvă de două ori, a? Mai mă las singură, de două ori. Mă las singură, știi? Și ce zic? Păi da, de... Așa zumi, da, așa apreciază că merită s-a bătut. Zumi în spate e cu ok, e fresh, e ok. Tu te ești jos, că strici totul. Tu te ești jos. Hai ce-i pun, eu țin cu tine. Ține cu mine, mă. Vino înapoi în ring. Nu în ring, mămică, te rog eu mult. Hai să nu ne mai certăm. Vreau să mă duc. Deci... Uite-te la fața mea. Da, mă uit la fața ta, par foarte primitoare la această veste pe care ți-am spus-o, adică... Bă, mă auzi? Eu te aud, te simt, te... toate astea. Mă simți? Da. Te duci acasă, da? Da. Bă. Da. Ce să-ți mai fac, mă, ție? Ce să-mi faci? Tu, eu, suntem familie. Tu locuiești cu mine. Te... Nu mai mă iubești. Pa. Oh my god. Bă, mămică, dacă nu țineam la tine, mă duceam acum, luam inelul și o ceream. Bă, ce faci, ce e aia? Bă, ce e asta, mă? Mă iei temperatura cu ăla? Băi, stai ușor, nu. Te paralizezi, te pun în pată, spun că nu, tu și al meu rămâi. Nu, te rog, hai să ne calmăm. Please. Bine. Hai să ne calmăm. Chill, mămică, chill, ok? Încearcă să o calmezi. Să calmezi, că nu am eu ce-ai tu. Adică? Ce? Hă? Ei, să calmezi, să o calmezi. Păi da, să te calmezi așa un pic. Calmează situația, bă, mică. Dai că scoate o pistolă, bă, hai să nebunit. Dacă mai ascund după ce atunci să iau razna. La unele faze. Păi, mă mică. Da, băi. Mă duc, iau inelul, mergem împreună. Nu, băi. Băi, șmecherule. Mă auzi? Da. Alo, provă la microfon. Bun, te aud, okay. Te simt. Bun, ok, mă simți. Deci, dacă vrei să o iei de nevastă,
Copilul ăla aveți minim la 25 de ani. Da. Dar ideea e că... Deci eu o cer acum, ok? O să fie logodnica mea. Casă. O să fie logodnica. Tu iei casă că n-are unde să locuiei. Vă mică, o iau pentru că țin la aia. A, da? Da. În ultimul timp am văzut că are peruci în cap. Ce? E cheală. Ce? 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 Nimic. Ok, bun. Deci dacă o iei, vă mutați cu mine. Sau unde vă mutați, mă lași și pe mine. A, să o adoptăm noi pe aia? What? Da, mămică, deci... ca să vă dați seama când vorbesc în joc, acolo în dreapta jos se schimbă culoarea la normal. Mămică, da, te luăm. Mergem, o să trăiești cu noi, o să fie tot în regulă și o să ne luăm o casă și o să fie tot în regulă și o să fie mai bine, ok? Da? O să venim noi aici dacă vrei și trăim împreună aici. Aha. Nu? Nu, mamica? Nu, 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 nu. Așa, stai. Mai leșin câteodată. Haide, mamica. Bă, mamica. Vino-mi coace. Înțelege. Nu, m-am mai pupăcit atâta. Te-am zis, țin la aia. Vreau doar să meargă lucrurile și să fie în regulă, ok? Nu mai pune mâna pe fund, lasă-mă. Încă ai fundul mole. E normal, dar ce credeai că se duce? Se face din ce în ce mai mare. Mai mare? Păi ce ai, mă? Ai fundul mai mare decât iubita ta. Nu. E, nu. Așa o să dai, că aia mă moștenești. Ce? Cum te... Nu mai vreau să intru în discuția cum te moștenesc, dar ok, mai bine nu. Mai bine nu. Hai, mămică, vei cu mine să aleg un inel? Haide. Hai. 5 lei dăm pe el. Luăm din obor. Nu. Luăm ceva să vadă că țin la aia. Te la mă de la surprize. Vedem ce găsim. Poate și-l mănânci. Ce mașina aia, mă? Uite ce mașina am eu. Da, am înțeles, ești makeră. Hai. Of. Cred că era mai bună mașina aia. Care? A ei. Mamă, dar mă orbește soarele ăsta. Mamă, dar orbesc. Știi un loc de unde să iau bijuterii? De la magazinul de bijuterii? Știu un magazin, dar mie să nu fie prea scump. Astăta tot. Alea din centru? Păi acolo mergem. Acolo mergem, deja era... Uai, lele, ce-am luat? Doamne, ferește-mă! Au. Ferește-mă, cu cine mai... Doamne! Bă, ce-s cu stârpurile astea? Ce stârp, what? Nu știu, mă, guys. Mamă, dar am vorbit. E cam plac în trecerile. Păi văd că se mișcă, nu... Dar știi unde să mergem? What? Cred că știi deja că mergem la ăla. Sau? Oleu. Așa. Eu cred că, știi, uite, vreau să rămân și întreagă dacă da, e să mă, schimbă... Da. Hai niște, tău. Hai niște, că totul să fie în regulă. O, da. Și faceți nuntă de hair faină pe alb? Adică full white? Mm? Cu fundițe, cu floricele să, și cu lumânări? Hai să facem rost de... Oh my god, e bună! Hai să parchezi și o mașină normală aici, că ea parchează pe astea de pietonat. Așa, gata. Ca și pisici, da? Vorbim. Este o poveste pentru altă zi asta. Bine.
Ai bănuți în buzunar, da? Da. Așa. Haideți, guys. Ce ia spunem, luăm din diamant? Sau luăm din safir? Vedem ce au, ok? Ia spunem lui Bibi, plac chestiile astea mai speciale, că dacă e ceva mai special, nu luăm din diamante, luăm ceva dintr-un... ce așa prinde portofelul în chat? Ceva mai colorat. Bună! Ce, mă? Cu cine vă... Ce faceți? Dar tu parchezi aici de pietoni. E, da. Păi e, da, pentru cam mine. E de pietoni. Oh! Oh, bună ziua, să trăiți. Da. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, aveți gumă! Am venit! Gumă nu avem, domnișoară, avem bijuterii, vă rog frumos să nu vă apropiați de... A, eu voiam gumă. Suntem interesanți de un... niște inele de logon, dacă puteți să-mi arătați unde sunt. Am găsit! Vino cu acum, uite aici! Lasă-mi semnal! Lasă, taci! Pentru mine e ea! Ok, bine, gândi la capi. Înțeles, pentru dumneavoastră. Nu contează. Păi și... În ce sumă vrei să vă încadrați? Deci, mamică, taci. Gura. Gura. Gura, vă rog, femei. Da. Femei, tăceți! Ok, deci. Așa. Cum te cheamă? Puteți să-mi spuneți Teo. Deci, Teo. Eram interesat și eu de un inel de logodnă. Într-un price range, cum s-ar spune. Cel mai bun, cel mai așa, ce puteți să mă oferiți care să fie preț-calitate, raport calitate-preț bun? Păi ați venit la noi și noi v-am putea oferi un inel cu pietre prețioase la un 24.000 de euro? Sau avem și ceva mai ieftin, la 500, 1000? Stai puțin! Că am venit să iau un inel de logonă, n-am venit să iau o mașină. Stai puțin. Arată-mi mai intim unde sunt ca să văd în ce zonă, ca să mă uit la el. Hai, despune. Mamă, ce? Stai puțin, că am crezut că... Aveți ceva de gustat pe aici, că văd că aveți chestii scumpe. Deci, avem aici ceva inele, aici. Stai să mă uit atent la ele. Am spus că mă pricep. Deci aici sunt cele mai bune? Vreau să-mi spuneți alea de logonă, că sunt într-un sigur loc, presupun. Da, aici sunt cele de logonă. Deci aici sunt cele de logonă. Uite astea, la 8.955. Ia, banul ăsta, deci are 3 diamante, da, este de aur și costă 9.545. Ia, lasă-mă puțin să mă gândesc, tăciți puțin, că vreau să mă uit la ele, ok? Ia uitați, guys. Gândește. Bine, care inel luăm? Mamă, ce prețuri. 2300 de lei, 1500 de lei cu inel de diamant, dar nu prea e diamant, presupun. Inel, aha. Uite, poți să-ți pui și diamante pe inel, separat. Îți iei diamantul separat și tu lipești cu... Pe care luăm chat? Domnișoară, vă lipim noi diamantul, dar... Pe care ne recomand? Cum adică ne lipiți diamantul? Da, măi, își lipesc în 3 secunde, nu știi? Oh, păi, cum a spus și domnișoara? Super glue. Super glue. Aoleu, dar nu-i bun. Nimic nu dezlipește, dar noi nu lipim cu super glue, domne, că nu suntem sărăchi. Domne, deci, va... mai bine mă uit. Începe să mă speriați un pic. Spuneți-mi care din aceștia, că... Deci am aici, văd cu diamant, safir ăsta alb și așa. Vreți să ziceți dintre 8789 și 7222? Numerele la astea? La... Nu sunt astea prețurile, să nu vă gândiți. Nu. Eu mă refeream la asta dacă cu inimioară. Da. Nu știu ce să zic. Păi... Nu știu, eu m-aș duce, dar părerea mea, de la 2100, cel cu inimioară la 2148. Ăla cu inimioară la 2148 de lei? Da. Ăla îți spune. Sau cel albastru. El pe la roșu, ca să fie în trend cu tine. Ăla roșu, așa? Cu o singură inimioară sau cu două? Cu una, nu? Cu o inimă. Sau poți să o iei pe aia cu aur, cu diamant în centru și cu două inimere lângă. Sau, ia uite-l pe ăla de acolo, cum se numește, solitaire, pavei inel, uite ăla, sanir.
Ăla de acolo, 2324. Al doilea. Ia uite-l. Ăla. Care are așa culori mai... Zici că e la discotecă. Care? Uite ăla de acolo. Al doilea. Ce culoare are? E un rozaliu un pic așa, nu știu, are un pic de roz, parcă argint. Ah, gata, ăsta cu argint. Mă, voi v-ați drogat că eu nu vă nu. Mă, mică, ai și crede-mă că e aici, nu vezi, nu înțeleg cum nu-l vezi, dar în fine. Ah, uite, mă, mă drogat și eu. Ah, da, îl luăm pe ăla. Ăla roz, ăla roz, ăla roz, ăla roz. Ăla roz? Ăla roz, roz să fie. Cumpăr unul cu multe carate de alea și cu un diamant de Swarovski. Hai că până acum luam de târg de la obor și acum am zis să iau tot magazinul. Deci am auzit ce prețuri sunt deci pe aici. Deci luăm rozul, da? Deci ăsta rozul, 2324. Da, ăla la 2342, 2340. Nu mă, știi pe care le iau? Ăla nu. Auriu, că e auriu, arată că e scump. Ăla cu puțin argintiu așa, probabil iar nu știu ce, dar arată mișto. Și cu inimioara aia roșie arată foarte mișto, cred că. Mă uit așa, care, mi-ar veni bine. Care, ce cu două inimi sau ce cu o singură inimioară? Cum? Ce cu două inimi sau ce cu o singură inimioară ăla? Ce ziceți, domnule? E ok? Dar nu vei ăla cu două inimi conectate să fie conexiune? Nu, că ăla e 2900, stai. Mă okay. Dau 2148, e ok. Ăla e 2900, deja e destul. Bine, ia-l pe ăla cu o singură inimioară, ai noroc, e frumos. Ok. Îl iau pe ăsta cu o singură inimă, da? O singură inimă, guys, îl luăm. Ăsta rămâne, guys. Ăsta rămâne. Ăsta este alesul, zic eu. Mama, haide! Lasă-l domnul și băgați-l în pachetație. Vrei să-ți cumpăr un inel? De geleu. Bine, atunci o să-mi cumpăr eu un inel. Okay. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Ai bani? Da. Vă aduce acum. Poftim? Vă aduce acum, domnul, cât costă. Cât... Okay, deci prețul cât era? Marcel! Poftim? Prețul, Marcel, stai... Marcel! Da, zi. Am o idee! Aola. Hai afară să discutăm. Vorbim da, după ce fac plata, după ce fac. Nu, hai acum, hai acum, hai. Ok. Revenim mai, domnule, ok? Revenim, pregătiți acolo okay. Marfa. Imediat. Mamă, am crezut că a dispărut ăla, dar de fapt să lăsase jos puțin. Luăm pe ăsta micu, dacă vrei intrăm, îl luăm fără... Nu. Hai să nu, hai să trăim și noi să nu mai intrăm în belele, vă rog. Vă rog eu mult. Sigur? Da, hai să... Te bag un gaz, eu mor pe toți. Hai să nu. Vezi că ăștia au camere în cava și dacă vi se văd așa... Despargem. Tu vezi cum în ce zonă suntem, în centrul orașului. Nu avem cum să scăpăm dacă ne băgăm. Suntem două femei și un băiat. Ți-am aflat numărul de telefon numai dintr-un calculator. Vezi? What? Vezi? Nu mai știi mi-te povestea că ne-am cunoscut? Nu, nu mai știi, e bad. Da, cât te trochezi, mă, și mie nu mai știu. Nu știu, mă. Vezi, pe față că ești roșu. Ok. Nu vezi că are bujor de inimioară? E în... Sinfonia dragostei. Da, da. Deci... Zi-a. Mă duc, plătesc, stați aici, nu faceți probleme, ok? Bine. Așa. Chat, cred că devenim bărbați în momentele față, nu suntem mai, suntem băiat, suntem bărbat. Mergem să luăm inel de logodnă. Așa. Mă auziți, domnule? Da. Deci cât costă? Așa, v-am scanat produsul, 2000 de lei, vreau. Ai, la reducere un pic? E bine, perfect. Da. Să trăiți. Imediat vă dau. V-am împachetat inelul într-o punguță. 7-2000 de lei, a zis. Hai că-i dăm bacșiș, 2001. Oh my god! Uitați, domnul. Mulțumesc. Mamă, ce petarde se dau afară. Doamne, iartă-mă, ce petarde.
Poftiți punga cu inelul. Ok, mulțumesc. Să aveți o zi frumos în continuare. Mulțumesc, mulțumesc. Man. Mi-e chat. Am luat inel, te logodnă. Cere cutie, păi mi-a dat cutie. Păi nu-mi pungă. Pot? Că e în pungă. Da, e în pungă, dar mi-a spus în cutie. Adică în pungă asta este într-o cutie, nu? Inelul. Poftim? Evident că inelul este într-o cutie, nu-i așa? Da, inelul este într-o cutie, împachetat într-o pungă. Așa, ca să aveți unde să-l e bun, e bun, e bun, merge. Înapoi. Domnule, domnule, vă plac pistolele. Înapoi. Una. Am cazul ăsta în mână, vrei să vedeți cum se folosește pentru șobolani? Bă, bag unul în gură. Nu e nevoie, mămică. Hai să mergem acasă. De vânzare un pistol, vreți să vedeți? E un pistol de la, știți și voi, de la cu hibrid, de la așa. Nu e... Da, da, da. Haideți să mergem. Am, mamă, că vă și cu culmea asta. Gata? Am plătit deja. Doamne. Gata la tinelul? Da, am luat tinelul. Ok. De ce nu m-ai lăsat? Am luat vreo 3 ineluri. Inele. Păi, tu vrei să trăim numai din scandal, numai în din... În armonie. Păi, în armonie? Și bani. Nu prea cred. Bine, în scandal și bani. Ha? Cu cât e mai mult scandal, cu atât e mai mult acțiune. Nu știai vorba aia că bogatul se plictisește? Nu. A, bine, o afli acum. Hai să mergem, hai, vină acasă, vină să o ceri cum trebuie, haide. Dar stai, mai întâi. Trebuie să luăm buchetul. Ce să fac? Să luăm buchetul. Te la frumos. Mergem să luăm, hai să luăm și un buchet, hai. Așa, cu pânză, cu fundiță albă și cu trandafiri de albi. Doamne. Și un roz. Sabanul cu roz, deci un roz pastelat, dar mama ta ce face? Mama ta! Stai puțin că... Stai! Așa, copiem. Ai, și stai că mă sună cine, fix cine ar trebui să mă sună în momentul de față. Păi? Alo? Auzi? Da, te aud. Care-i treaba? Ce faci? Sunt în mașină, mă aștept pe Zoom-i să iasă la ședința asta, foto. Mă tot ține aici. Ok. Tu, care-i treaba? Am făcut curat, dar faza e că am o problemă. Ce problemă? Problemă gravă, ce nu e mică. Ok, stai puțin că mă dau pe mute și imediat, stai că să mă duc într-un loc mai sigur. Handica! Așa, poți să spui acum. Gen... Spune. Mi-e foame. Ți-e foame? Da. Ah, ți-e foame. Da. Păi venim cu mâncare acasă. Dau o tură pe la KFC, ți-au ceva de mâncare și mă... Da. Ok. Hai că vin cu mâncarea acasă, nu-i problemă. Bine. Bine, te pup, pa. Pa. Ok, hai că nu suspectează nimic, e... Că... Ce grav e, pe bune, că e foame, e extrem de grav, e o problemă mondială, chat, e o problemă mondială, e foame la fată, bă. Da, de ce a tras în mașină, vreau și eu să știu. Ia, să se aduc ceva de mâncare. E borțoasă, ți-am zis. Deci, hai să luăm o salată, ce zici? Nu te supără dacă iei salată. O jignești? Bună seara. Bună seara. Vedeți, dacă ați făcut ceva nașpa cu pistoalele, ăsta vă lua acum pe sus. Cine e ăsta să mai ia pe mie, că îl iau eu pe sus? Nu. Hai să nu luăm pe nimeni pe sus și hai să ne ducem, ok? Hai.
Hai, plecați. Deci mergem să luăm mergem o să, mămică, mergem să luăm în prima fază, mergem să luăm, mergem să luăm un buchet în prima fază. Nu? Așa, ai tu bani de buchet? Mai rămas acolo puțin că a avut reducere la ăla, în loc să fie 2100 și ceva, a fost 2000 de lei. Deci a fost ok. Hai să mergem să iau un buchet. Te țin, mămică, după noi și după aceea mergem la KFC, ok? Hai. Nu, la Mesopotamia. What? Mergem la Mesopotamia, mai luăm un doner kebab de la mare, cu cartofi, cu ce-i place, Sprite sau cola, cu cola. Cola, așa, cu cola și cu două sosuri de usturoi, de la cu plante și vezi că nu mai avem o roată. Am dat, da bine, mă, că voi trageți în roată, mă. Bine, mă. Stai atras. Da bine, mă, că sunteți. Stai atras. Auzi? Atras mama ta. Da, și Mister Violeta. Și tu Nadiei, nu e așa? Mi se pare corect. Păi ca să vin kid, nu? Da, mă, da, da, mă, da, e bine. Mamă, iartă, mă, trebuie să mă duc să rezolv la un ăsta de rezolvat roți. Nu-i problemă. Oh my god, mergem să luăm florile și după aceea mergem să rezolvăm roata. Ce să fac? Cum zi n-ai bai mă la magazinul, nu-i pe aici? Vezi că ai pierdut-o pe maica ta. A pierdut-o ea pe hartă. Băi, mămică! Băi! Cum să ți-am spus doar. Eu îți propun să oprești la benzinărie. Și spui că uite, vină la benzinăria Ron. Bine, hai că oh my god. Doi. Fără să dai și în copaci. Încerc, dar cineva mi-a spart roata. Dar nu el, ea a da, spart-o. Da, da, scuze, mă, nu mai țin. Așa, e încuiat. E închis. Alo, da. Mămică? Da. Știi care-i treaba? E. Că eu sunt la benzineria Ron, unde ești? Eu sunt să-mi repar roata. Te duci să-ți repar roata? Păi bine. Bine, hai, du-te cu roata ta. Spune-mi și mie unde te-ai dus ca să te repari. Aici, lângă banca asta, Burton. Acolo, ok, gata. Că după ce iau buchetul, vin și eu acolo și ne întâlnim acolo, ok? Bine, pam. Stai acolo, pam. S-a dus să-și facă roata, mă. Ea n-are stres, mă. M-a lăsat pe mine așa. Și că s-a pierdut de mine. Mamă, uite-te și tu, băi, Vere. Vrei să-ți mai bag niște bănuțe în buzunar? Nu, spune-mi unde n-am magazinul ăsta nenoroc. Ce? Uite-l, mă. Buchet sau roț? Magazinul ăsta nenorocit unde era. De magazin de roț sau de flori? Uite-mă aici. Magazin aici. Ăsta n-are flori? Are flori. Fii atent. Deci, trebuie să vin cu tine sau cumperi tu cum trebuie? Bă, dar asta nu cred că are flori. Vezi dacă are flori, du-te înăuntru și vezi dacă are flori. Te rog. Are ghibece. Dacă nu are, merge la altul. Unde se duce asta, mă? Mă, s-a dus femeia asta. Alo? Femeie, nu aici la ăștia, că e închis, e închis la ăștia. Păi unde? Tu te la ăștia de aici, de vis-a-vis, de aici. Aici? Da. Pe Unimarket? Da, vezi dacă au. Doamne, iartă-mă. Dar deci, nici nu știu ce am mai intrat în mașină. Sau, hai că sau. Nici știu cum arată broata asta. Wow, genial. Genial. Wow. E bine, boys, e bine. E bine. Are, mă, flori sau n-are? Dar ce buchet avem noi aici? Asta e bun? Yeah. E din fundul curții. E peste medie. Zici că la cărția. Nu, e oribil. Ce? Păi chiar vrei să-i oferi așa ceva? Păi și ce să iau? Uite și tu, are de toate culorile. Dar uite alea care zambile, ce are? Păi de unde vrei să iau? Mai sunt ofilite, zici că e perfect pentru mormântări. Păi mâncava și... Păi cum? Pentru mine sunt flori, sunt colorate, sunt neofilite, dar sunt bune. Dar pentru ea nu sunt flori perfect, e uite alea care și fuda asta de zici ca băgatul din la bunica.
E fundă de copii. Nu-i bun, nu-i bun. Fii atent, facem așa. Îi le pictăm. Pictăm astea? Ești nebun la cap, sincer zic. Știu, nu? Hai. Bagă-le deci în portbagaj. Deci pictăm astea, da? Ori le țin mână, ori... eu zic că le bagi în portbagaj, nu? Rezistă, nu? Să fie cum trebuie. Hai, deschide portbagajul. Așa. Beleu, sper să muriți. Pardon. Deci n-ai vrea să facem. Dar nu știi să închizi ușa aia, deloc, de nu-ți place să închizi ușa aia. Nu, scuză-mă. Nu, am crezut că am închis-o cum trebuie, dar aparent nu se închide. Trebuie să o trântesc cum trebuie la Dacia ta. La mine e mai pe silent, nu se trântește ușa. Ah, sorry, sorry. Are e cu silent close, e ce trebuie. Păi da, normal. Doamne, dar zgârie asfaltul cu mașina asta. Mamă. Nu contează. Cine v-a pus pe voi să explodați? N-am explodat, am spart. Da, bravo. Părțuiem. Mai mult. Hai să facem un cauciuc cu roz, vrei? Hai să nu. Hai să reparăm mașina și să lăsăm așa reparat. Măcar. Nu răspunde? Nu. Eu ți-am spus că o să ai un al treilea, tată. Ce, bă? Al treilea, dar dai naiba că deja... Da, că deja am trei. Ai trei? Da. Păi zici că unul e mort și unul e viu. Și mai e încă unul care e... Ăla de unde mai e? Ăla e primul. Și cu el ce-a pățit? A fugit? A zis scuza aia cu laptele? Primul este Justin. Are nu știu unde. Da, e unul care e de mult și de că nu știu ce s-a întâmplat cu el. N-am mai auzit nici absolut nimic de el. Dacă îl sun, nu dau de el. Și a fost răpit de pirați. Nu știu, mă aștept din orice moment să apară lângă mine, sincer zic, adică nu știu, sau să fac așa, nu știu. De obicei așa se întâmplă. Crezi în fantome? Apare când te aștepți mai puțin, știi? Eu să cred în fantome. Crezi în fantome? Da. Da și nu. Da, hai să mergem să luăm de la KFC. La KFC? Să luăm ceva de mâncare. Doamna kebab. Da, mă, da. Ușor, ușor. Cred că mi-am înghițit ficatul. Dacă mă sună un număr. Alo? Alo? Wow, dar cine s-a decis să-și facă apariția? Trăiești cum ești, am auzit că ești în Tenerife, da. Da, stau la plajă, aici e frumos. Mă uit la o macara. Ce? Mă uit la o macara. Am zi, unde ești, pe bune? Ești în Tenerife, pe bune, cum ziceți zumi? Da, e, dragi, sunt în Tenerife, acum am venit în oraș. Acum ai venit în oraș? Da, am fost plecat, am dat o tură până în celălalt oraș și am recuperat niște bani. Ai recuperat niște bani? Da, am recuperat și un milion și acum... Dă-te futu-ți copilul! Băi! Ia uite-l, mă. Așa, și... Spune-i să-mi aduc acum... înapoi alocația. Nu că ce vrei. Vorbesc cu fiii mei, nu te băga în seamă. Cu cine ești? Aici. Un boschetar mușchiulos cu solență. Ok, unde ești? Vin să te iau? Care e treaba? Sunt la showroom. Unde ne vedem? Vin să te iau de undeva? Ai mașină? Eu sunt la KFC. Vin cu Solența dacă vrei, ne vedem la KFC. Sunt la KFC aici. Am încercat să-l găsesc pe tata, dar nu cred că e pe aici. O fi plecat dracu acasă de atâtea luni. Nu știu unde e acasă, dar... Hai că vin la KFC. Hai, te aștept. Hai, ceau. Da, las puțin. Oh my god, chat. Când îi dai inelul? Cred că data viitoare o să ajunge să-i dăm inelul, guys, că vreau să fie cât mai bine pregătit. What the? Zoomie? Unde-i zoomie, mă?
Nu știu, dar trebuie să iau ceva de aici, lui baby. Dar ce prezență? Am luat expresul. Dă-ți aia din cap. Avem o mică problemă, nu pot. Nu poți? Păi, știi că am fost în celălalt oraș și a trebuit să mă deghizez un pic, știi? Și am fost la frizerie, am să-mi facă o freză mai așa, mai diferită față de astea normale. Și știi ce mi-au făcut? Urât. Știi ce mi-au făcut ăștia? De să văd, dacă nu... Uite și tu cum arăt. Oh my god. Așa că lasă casca acolo că... E trist ce se întâmplă. Până crește părul și mă duc să mă vopsesc că ăștia mai durez. Da. Cine te-a bătut? Tu crezi că mașina asta am luat-o gratis? Ai fost la Dani Costi, eu cred. Nu, i-am furat-o lui unul, dar s-a lăsat. Nu, freza. Ah, da, da, da. Zi, nu, am fost sincer, la... Că am fost și eu și nu s-a lăsat. Nu, am fost la lui Stan. Mi-a făcut-o cu cuțitul ăla de bucătărie, de prepare el carne și mici. Tati, tati, vrei să zic o chestie interesantă? Care e? Deci, cât ai fost plecat, așa, mi-am luat niște chestii, mi-am luat un setup de gaming. Ok, ce face Bezea? Lasă-mă să termin și nu te mai gândi la Bezea, dă-l să meargă în pace. Deci, ce mă, te-ai certat cu el? Da, e complicat. Hai să mergem într-un loc mai liniștit să vorbim. Vino cu mine, urmărește-ne. Am crezut că... Da. Urmărește-ne. Hai să mergem în parc, hai să discutăm, să... Îi spun și planul că vreau să o cer și toate nebuniile. Ce fac, mă? Mariusel? Da? Auzi? Da. Am o a uitat cea că am lăsat cheile în... Express. Nu pot să cred. Stai așa că face rost imediat. E că se duce în canale. Sau? Se că facem altfel. Hai că-i fac o schemă eu. Opa. Mă. Gata, i-am făcut o schemă. Hai, urcă. Așa. Hai. Mergem în parc să discutăm liniștit despre tot ce se întâmplă. Și despre nuntă. Într-un parc te-a luat de golf? Oh my god. Nu? Să facem într-un parc? Da, știu deja parcul. Deci este un parc atât de fain și modern. Mai ai și un mini lac, mai ai și un pod de ăla cu alb și cu flori și cu fundițe. Și știi ce mai poți să faci? Poți să pui scaune albe și după mai pui și un podium de ăla fain cu alb și cu roșu. Și după îți mai iei și niște animăluțe să meargă pe podium și o să fie atât de adorabil. Și o să mai chei și niște copii de aia drăguți, da? Cred că... Da. Nu? Da. Care e problema? Nu știu. O să fie drăguț, prea multe o să fie chestii memorabil. Dată. Nu știu. E, atunci o să fac eu cu Bezea, pardon. Deci... Că mai simt ceva pentru Bezea. Dar nu ar trebui să parcă după mai ce să stai. După ce să nu mai bat, n-ai cu parchetul de aici. Vă sună eu cineva. Oh my god. Întrebarea e dacă să știți toate mașinile. Deci ne oprim aici? Gata. Hei, tati. Aia. Of. Să știți toate mașinile. Intră mașină, vreau să-ți arăt o șmecherie. Am o veste pentru tine. Nu te aud. Mai sunt pe mumica ta? Păi mă... Hai, las-o că vrea să zică ăsta mic ceva. Nu mă răspunde. Bine. Ia zi, mă. Ce s-a întâmplat? Vine-o cu mine, să-ți am să ceva. O să ai 3 copii. Mă, tu iar ce stai cu? Vine-o puțin, da, glumește, hai vreun coace. Sunt însărcinat. Sunt însărcinat-o, Doamne ferește. Ce-s cu glumele astea? Băgă-și.
Mă, tu vrei nu, să nu, bagi nu, în bani? Asta e gravidă? Nu e, mă. Da, da, da. E, faci cu, o cat... Cu KFC-ul. Așa, vezi? A. Hai. Mă pregăteam să-l arunc pe... Acest live nu este sponsorizat de KFC. Nu, de ce n-ai vrea? Păi cum adică și cu el? Cu cine mai vrei? Stai așa. Nu, nu, hai, lasă, gata, ascultă, ascultă, este ok, seara. Nu mai înțeleg nimica. Nu contează. Deci... Bă, plec și eu o lună și gata. Ai plecat să mor eu. Tu ce ai făcut? Eu ce-am făcut? Păi tu faci numai belele când plec, zi. Hai, zi. Deci, ascultă-mă foarte clar, da? Am luat o decizie okay. Astăzi. Te muți cu măt? Nu. A. Mă speriez. Decizia este să... O cer pe Bibi. Ce să faci, mă, tu? Păi tu crezi că Bibi o să zică da? Mai pune și tu muși pe tine, dracu. Tu vorbești? Ai trei slănini pe lângă tine. Na. Tu ai zis că vrei să o cer pe Bibi sau ai cerut-o? Nu am cerut-o încă. Vreau să o cer, am luat inel. Vrei să ți-l arăt? Ai luat și... Da. Uite. Ia să văd. Uite. Ce zici? Băi, nu lua inelul! Băi! Dă-l înapoi! Băi, nu, 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 nu! Că no, eu i-am dat bani. Nu, eu am... Nu, no, te rog. Calmează-te. Dă-l înapoi. Dă-l înapoi că după asta ai fundul roșu. Așa. Așa. Cât ai dat pe el? 2000 de lei. 2000 de lei? Da. Să-mi dai și alocația tu. Bă, păi tu ești nebun, i-a luat lui maică ta inel de 500 de lei și tu iei lui Bibi de 2000. Tu glumești? Asta aveau. Nu mai ai, mamă. E trist ce se întâmplă. De ce? Bine, mă. Hă? Haida. Vreau să văd cum o cer de nevastă. Sună pe Bibi și vezi unde ne vedem. Ok. Hai că te lași. Stai mă puțin, băi, bossule. Ce? Cum adică să sunt pe... Băi, tu mai auzi ce am zis? Bă, tu nu pe Bibi vrei să cer, mă? Ba da, mă. A, tu mai auzi? Păi și... Trebuie să fie ceva special. Am eu ceva special. Uimește-mă. Mă gândesc eu, nu știu, hai. Păi spune-mi, că nu o cer știu, până nu mergem cu o mașină nouă, incognito, așa și păi, îi bag o sperietură de aia că ești urmărit și trag după tine cu arma să se sperie. Nu știu, o fază de aia ca în filmele porn, horror. Alea, știi tu, cu motocicliștii când vin și opresc mașina și nebunii, dar o fază de aia. Ah, Doamne. Nu știu ce zici tu acolo, sincer să spun. Mergem, îmi iau mașina mea de la, din garaj. Bă, stulem. Și... Nu! Ei, ce nu? Vreau să fie ceva special, am spus. Mă auzi? Vreți dau o palmă? Ce e așa de greu să înțelegi? Păi și ce dracu special? Că nu e nimic special la tine. Wow, 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 dude. Wow. Nu e nimic special la mine, bro. Stai acolo, că nu e nimic special la mine. Du-te. 1-0, hai să mergem. Du-te, mă, că mă arunc de aici. Nu e nimic special la mine. Nu e nimic special la mine. Poate te mai apropi de mine, că în curând o să cad. Nu mai e dă-te nimic special. Dă-te în spate că mă arunc. Stai mă că n-ai înțeles ideea, lasă-mă să vorbesc. Mă arunc. Mă lasă-mă să vorbesc că n-ai înțeles ideea. Dă-te în spate că mă arunc. Ea te cunoaște deja de
o grămadă de timp, aveți ani împreună și practic ea știe foarte multe chestii despre tine, adică nu mai foarte greu o uimești cu ceva, știi, nu mai poți să faci ceva special să o uimească, pentru că te cunoaște și aveți un trecut în spate, dacă era ceva nou, era altceva. La aia m-a referit, copilul. Hai, treci. Sumi? Ești ok? Mă doare inima. De ce? Bezea? Lasă-l în pace, lui pe el. De ce-i păzin? Voiam să-i spun și lui tata ce-am făcut. Pune-mi mie ce-ai făcut. Și-i spune-mi după aceea lui, dacă vrei. Bă, tată, vezi tu cum e, că și pe mine m-a luat la mișto. Păi? M-a luat la mișto. A zis că la mine nu e nimica special, că am vrut ceva special să o cer. Și a zis că la mine nu e nimica special oricum. Nu știai că oamenii depresivi tot timpul se atacă? Se atacă pe alții. Săracul de el. Lasă-l așa. Lasă. Nu e adevărat. Nu-l asculta. Deci. Voiam să-i spun. Da. Că am cheltuit banii. Pentru un setup de gaming. Uh-huh. Și m-am apucat de streaming. Te-ai apucat de streaming? Aha. Da? Da. Să faci live-uri? Da. Pe ce faci live-uri? Petrovo. Da. Petrovo? Mhm. Auzi, mă. Tu lasă-mă în pace. Nu, uite, nici nu te interesează de fica ta, pe mine mă e la mișto. Toate nebunile. Dar nu te iau la mine. Da, nu mă e la mișto. Mă interesează că ea m-a ajutat. Deloc nu mă e la mișto, sincer, deloc. Absolut deloc. Ea e fata lui tati. Da. Sper că nu sunt numai, să nu-ți verifici cardul. Stai, ce? Nimic. Dacă m-am apucat de streaming și ți-am cam cheltuit toți banii pe un PC. De la să fie rachetă. Ia ridică-te. Spune și mie. Cum te cheamă pe Trovo? Stai așa, că s-ar putea să și mă bătăiți. Lasă-mă în pace tu. Du-te și vezi că... 5. Cum? Zoomimi 5. Zoomimi 5? Da. Zoomimi 5, ia stai mă. Nu e un nume așa de inspirat. 5. Cineva mi-a furat numele de Zoomimi. Da, mă. Sau uite de Zoomimi. Care are 59 de followeri. Chiar a făcut live. Și o să mai faci live-uri? Nici măcar, deci i-am verificat și imaginează-ți că nici măcar nu fac ceva anume. Adică pur și simplu au contul salvat acolo cu numele de Zoomimi sau cu Zoomi și efectiv eu rămân cu contul ăsta. Adică cât de greu era să pună și niște nume. Nu, s-au gândit exact la Zoomi, numai pentru ca să stea așa, liniștit, fără să facă nimica cu contul ăla. Oh. Păreri? Da. Ce păreri? Este peste medie. Aprob. Partea tristă știi care e? Mm. Că nu mă iubești. Nu, te iubesc, altfel te băteam. Marisa? Da? Nu mai avem bani de mâncare, știi ce a făcut soarta? Ce? Bă, femeie! No? Cum să dai $20,000 pe un calculator? Ce mă? Mai am $300 pe care toți banii. Cât? Mai am $300 pe care toți banii. Păi și mai zic că toți banii noștri? Da. Poftim? No. A dat $20,000 pe un calculator. Ok, lasă miștorile, spune-mi câți bani ai, că nu ai cum să ai doar ăția bani. Bă, nu fac mișto, aia e problema cea mai mare. Mai am fix? Nu, dăm voie, stai. Dacă mă uit mai bine, nu, am greșit, eu mai am $360, mă scuz pe mine. Mâinile sus, pușcat. Ce? Mâinile sus, pușcat. Ce n-am? Împușcat, mâinile sus. Arabi, habibi, n-o mișcatos. What the? Ce naiba? Șef venit. Ce naiba e aici, bă? Mă, cine să-și? Pune-te-n genunchi. Ce genunchos, bă, eu nu știu genunchos, zi română. În genunchi zis, împușcat. Nu trasă. Cum dracu mă pun aici? Bă! Mă, cine să-și? Au tras în... A tras în sora mea! Ea a tras-o după nos.
Glanțe ca o ciocolată. Duceți-o și ajutați-o, vă rog, ajutați-o, vă rog. Vă rog, aduceți-o și ajutați-o. După ce terminat-o stai, 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 stai aici, stai. Șef venit imediat. Ce să știu? Ce șef venit imediat? Bă, dați-mă drumul de aici. Ce naiba, mă? Tăcut din gură, șef venit imediat. Mă, tu știi cine-s eu? Antonel venit. Mă, știi cine-s eu? Tăcut din gură. Bă, tu știi cine sunt? Nu stat în genunchi, tras glonț. Sorit. Eu nu știu pus în genunchi, îmi pare rău. Helicopterul, foci, 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 foci. Ce, ce, ce? Ce? Bă, ia vino mă până aici. Ia ei pe ăștia mă. Mă, ce face mă ăla, că mă iau de el? Eu nu înțeleg ce... Mă, cine este? Ce-a făcut de... Ce du-te e mai repede la zoomii. Te la zoom. Mă auzi? Ce naiba să știu? Zumi, repede la spital, repede la spital cu ea. Repede, ia-o pe sus la spital. Ha mă, că ăștia se plimbă pe aici, zici că n-ar fi făcut nimica. Oh, mă. Dar nu pot să conduc. Da, eu conduc, urcă cu ea, hai. Doamne. Ia dă-te că trag în el. Haide mă, dă-i odată, ce faci? Că trag în el. Nu pot să cred că am văzut ceva după că trag ăla. Mă, ție ți arde de cerculețe. Eu nu pot să trag de gaz la volan. Dă-i drumul la spital. Nu vreau să știu ce a fost aia, dă-i. Dă-i că sunt oameni cu arme pe aici. M-am văzut ceva alb. Ce ceva alb? Mă, ce-i acolo? Bă, și eu am văzut ceva alb. Oh my god. Era Antonel acolo. Era Antonel, nu pot să cred. Era Antonel ăla. Mă, dar cine-s ăștia? Antonel, tu n-auzi? Nu mă, ăsta, ăia arabie. Ăia nu știu cine naiba sunt, dar ăla era Antonel. Care a bubuit pe aia, nu știu ce naiba a făcut. Am văzut că fugea pe acolo. Dar... Tu mai ai treabă cu băiatul ăla? Aparent el are treabă cu mine, nu înțeleg ce... Tot mă chinuie, ce naiba are cu mine, nu mă lasă în pace. Da. Păi, eu știu ce prostii faci tu pe aici, de te urmărești. Ce prostii am făcut? Că din câte țin minte n-am mai făcut nimic. Uite, medic. Mergem la spital, sus, omne, ferește-mă. Mă sună Bibi, acum era. Alo. Măi, băiatule. Da. Da, știu mai că... Mai vii, știu că voi, știu că voi KFC-ul, știu. Îți-l trimit pe tata să vină cu KFC-ul. Ideea că am fost asaltați de niște arabi, nu știu cum sunt, dar vorbeau foarte ciudați. Și ideea că... Aole, am greșit. A, nu, e bine pe aici. Trebuie să merg la spital cu Zumi, că au lovit-o, au țintit-o pe Zumi. Și trebuie să merg cu ea la spital. Vine tata să se aducă de mâncare. Rămân cu Zumi la spital, ok? N-am ce să fac, n-am avut ce să fac. N-am ce să fac. Te pup, că am ajuns la spital, pa. Bine, hai, merg bine, că te bat. Mamă, mă, și bate. Eu am zis că Zumi a fost îmbușcată și ea mă bate că nu i-am adus KFC-ul. Pa, bune! Wow, dude. Wow, dude. Antonel, ții mâna lui Antonel. Doamne, iartă-mă. Acum uite-te și tu ce mi-a făcut. A tras în zoom-ii ăștia. Eu n-aveam nicio treabă, frate, cu el, să mă lase în pace. Nu știu ce visează, trebuie să vorbesc cu Pablo ăla. Aveam numărul lui, nu? N-avea numărul ăla lui Pablo? L-aveam pe privat. Aveam numărul lui? M-a sunat o dată, parcă, fără privat. Cum? N-aveam numărul ăla lui Pablo? Chat. Am
mamă, trebuie să vorbesc cu ăla. Ori e vina lui, ori el nu o să mă ajute, nici nu știu. Ți-a dat mesaj, Pablo. Dar știi că și timpul meu e prețios ca al tău. Uite-l mă, ăsta e mă. Ăsta cu râsul. Col. A lăsat acolo, cheamă un medic și ocupă-te. Cineva e curentat aici. De ce nu pot să scot arma? V-am spus ce să faceți dacă vreți, văd scriu acum trimiterea și vă las plecat. Artem. Domnule! Medic! Da. Am nevoie, vă rog, de rog, veniți pe mine, vă rog eu mult. Vă rog puțin, așteptați puțin pe hol, vă rog. E urgență gravă. Așteptați un pic pe hol, trebuie să termin cu domnul, stați. Haideți că vă scriu acum. Doamne iartă-mă. Bă, n-are ce face Antonile, sincer să vă spun. Îmi trebuie, doamne frate. Eu nu pot să o las pe Zoom aici. E împușcată, domne, e împușcată. Chirurg Cristănescu Ștefan. E împușcată. Mai bine, domnule. Ce s-a întâmplat? Unde e, domnule, unde este? Veniți după mine, treaptă pe aici, te rog, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Aici, e împușcată. Doamne, domne, domne, aici. Aici. Aici, domne, e împușcată. E înăuntru. E în picior, cred. Ok, vă rog să așteptați. Gata. Doamne. N-am ce să-i fac în momentele față lui Antonel. Dacă l-a luat sau nu l-a luat pe tata lui, n-am ce să-i fac. N-am cum să stau cu pistolul în mâine și de mână la cap. Dar el intră în spital și l-a luat și ce mâna mea se întâmplă? Hai că o ia pe Bibi, băi! De unde știe el unde stă, băi! Băi, chat! Rip Luis. Nu cred că e Rip Luis, lăsați-mă că... Atât îi trebuie. Haide mă, doamne, comune, care e situația? Așteptați, domnule, o pot salva, aliura ventriculară este încă stabilă. Mă, ce mă enervează, Antonel. A început să mă enerveze și pe mine acum, n-aveam nimica, frate, voiam să, n-am făcut nimica, n-am... Și acum a început să mă enerveze și pe mine. Doamne! I-am reușit să extrag lonțul, acum o bandajez, domnule, stați liniștit. Stau, sunt foarte liniștit, domnule, vine să mă dau capul de păreți. Să vă dau și pe dumneavoastră dacă nu vă mișcați mai repede. Domnule, aveți grijă ce spuneți în camere, să vă de tot de spital. Bă, m-a sunat. Ce naiba? Unde sunteți, domnule? Aici sunt. Domnișoara... este încă în viață, a reușit să extrag lonțul cu succes, însă va trebui să o duc în sala de internare, domnule, puțin. Ok, nicio problemă, haideți, duceți-o. Bine. Să văd așa. Bun, am pus-o în pas să odihnească. Dumneavoastră sunteți copilul, soțul... Eu sunt fratele ei. Ok, fratele ei. Marius, să-l scot, mă numesc. Ok.
Sunt Cristian Iescu și Ștefan, medic chirurg. Am reușit să duc la capăt operația cu succes. Domnișoara trebuie să stea puțin să se odihnească. Ce problemă? Deocamdată e încă conectată la aparat, însă este în viață, a avut noroc deoarece glonțul nu a intrat foarte adânc, l-am găsit în zona pectoralului superior. Ok. Și am bandajat-o, trebuie să stea vreo două luni în pat. Doamne, două secunde, nu plecați, am un telefon super important. E sigur, nicio problemă. I-am dat, l-am închis din greșeală când l-am dat pumn. Asta e. Mă mai sună o dată, dacă vrea. Da. Alo? Frate. Știu că tu ai făcut totul. Nu înțeleg ce ai cu mine. De ce faci treburile astea? Ai lovit-o pe Zumi, aproape omorât-o. Tatăl meu nu, nu e aici. Stai să nu se înțeleagă greșit. Ce? Eu nu ți-am lovit pe nimeni. Eu nu ți-am lovit femeia. A, eu nu dau un femei. Nu, nu. Eu mă respect. Nu. Atunci de ce aproape ai omorât-o? Ia spune-mi tu mie. Când am dat eu în iamă. Nu tu, oamenii tăi, naiba știe cine să ia, că m-au amenințat. Nu cunosc pe nimeni, eu nu lucrez cu arabii. Dar vreau să-mi spui de ce te-ai băgat peste mafia mea. Ce mafia? Am încercat să-mi iei mafia. Ce peste mafia m-am băgat, mă? Am aflat că vorbești cu unul pe nume Pablo. E adevărat? Zi, da sau nu? Nu. Ba da. Nu, nu e adevărat. Un băiat pe nume Pablo. Ai vorbit cu el? Am vorbit o singură dată, el mi-a dat mesaj, m-a sunat și am vorbit ieri și ne-am întâlnit și pur și simplu mi-a spus că a fost cu tine, că e împotriva ta, că toate nebunile astea și că să complotăm împreună să te facem pe tine sau ceva, mă rog, complicat. Nu știu care e treaba. Să mă atacați pe mine, nu? E complicat. Nu mai vreau să mai zic nimic, vreau să știu de cât ce... Faci asta, că eu nu aveam niciun impact. De-asta fac eu, că am aflat chestiile astea. Ce chestie? Am aflat că tu ai lucrat cu Chiero, cu un băiat Chiero. Cine ai lucrat Chiero? Cu Pablo. Și că tu aduceai arabi de pe insulă. Cine naiba e Chiero? Nu te preface, nu fii prost. Îmi place de tine, îmi place că te preface așa că ești prostus, dar... Nu cunosc niciun Chiero. Eu cred că ai ajuns cu informațiile foarte prost. Nu am făcut nimeni nimănui, eu mă pregăteam să... Nu mai zic nimic, că zic prea multe. Zi, pentru ce? De ce ai nevoie de informații? Vrei să-mi faci rău și nu înțeleg de ce vrei să-mi faci rău. Pentru că și tu mi-ai făcut rău de la bun început. Ce rău ți-am făcut? Ce rău mi-ai făcut? Ți-am zis să-i băga peste mafia mea. Ai furat-o pe Bibi. Ai vorbit ai cu Pablo. Ai răpit-o pe Bibi. M-am dus, am făcut rost de Bibi înapoi. Am dat-o înapoi că puteam mi-ai să-ți omor. Mi-ai dat-o înapoi? Ai ținut-o acolo, puteam aproape să-ți omor. Aproape am murit acolo ca să fac rost de ea. Cât timp tu nu erai acolo. Nu cred că ți-a convenit să-ți iau pe Bibi oricum de acolo. Așa că nu ai lăsat totul pur și simplu. Să zicem că da, să sperăm că nu. Nu știu ce să zic. Mă rog, ideea a fost că m-a deranjat foarte mult că tu ai încercat să te bași peste mafia mea. Și tătișorul ăsta al tău cam tare o leacă în gură. Cum ai zis că-l cheamă? Îmi place de el așa. Îți place de el așa? Bun, fiate, l-am mai văzut de atâtea luni, abia a ajuns în oraș, tatăl meu. N-a venit de atâtea luni și tu acum direct îl iei pe sus. Vino și ia-mă pe mine dacă ești șmecher. Ok, fii atent, vreau să facem un pact. Ia spune. Ascultă la pactul meu. Vreau să ne vedem undeva. Unde zici? Nu vreau să zic unde mai exact. Fii atent. Eu nu mă văd cu tine, ești un ucigaș. Aproape ai omorât-o pe Zumi. Nu sunt niciun ucigaș, ba, da. Ascultă-mă, băi. Te rog, ascultă-mă. Nu sunt niciun ucigaș, nu? Măi, Mariusel, încetează. Mă faci să râd pe bune. Aproape erai. Noroc că e în fața mea și aproape mai stă pe picioare. Abia mai stă pe picioare, exact. Sora mea. Da, exact. Nu e... Bun, fii atent. Dacă vrei ca totul să se încheie, ți-o spun de la prieten la prieten. Eu n-am nimic cu tine, nu. Vin singur, chiar vin singur și te rog și pe tine să te ții de cuvânt și să vii singur. Vii acolo singur. Vreau o valiză cu 50.000 de dolari. Da? Și taică tu are niște informații despre Vito. Eu nu pot să mor
Nu poți să mor până nu aflu informațiile despre tatăl meu. Cine ce omoară, mă, că nimeni nu va... Ascultă-mă, mă, puțin. Ți-l dau pe taică-tu înapoi. Nimic nu s-a întâmplat. Vreau să vorbești cu taică-tu despre Vito, să afli niște informații cât de cât acolo, măcar 40% minim informații despre Vito. Și eu îți voi da drumul, ai auzit? Bine, mă. Bun, fii atent unde ne vedem. Vreau să ne vedem într-o locație anume. Vreau să ne vedem la... Există un pod. Există un pod cu lumini albastre pe el, lângă... Unde să zic eu? Lângă aeroport, podul ăla mare, albastru. Eu nu știi mă unde văd zic? Nicăieri acum. Bă, că fii atent, eu ți-l aduc pe taică tu la spital. Aha, da? Aha. Și tu, până la ora 22.00, eu te aștept acolo. Deci la ora 21.50 maxim, 22.00 maxim, ne vedem acolo. La podul ăla este un pod cu luminițe albastre. Nu zic unde mai exact locația, că nu. Sub pod acolo vreau să ne vedem. Nu pe pod, sub pod. Da? Da. Ne vedem sub pod. După care... sau nu, știi ce? Cel mai bine o să ne vedem pe pod. Ne vedem pe pod cel mai bine. Că sub pod mai stau băieții aia care se droghează și nu, nu o să avem... să avem după probleme. Deci ne vedem pe pod... Și cu informațiile aduse de taică tu. Dacă nu te prezinți, mă jur că o să devin coșmarul tău. Și îți promit că o să devin coșmarul tău, ok? Hai să încheiem o dată pentru totdeauna cu asta, să facem pace. Pentru că tot ce îmi doresc de la tine este să aflu informațiile de la Vito. Și să nu te mai bagi niciodată între mine și mafia mea. Ne vedem acolo. Mă duc să ți-l aduc pe taică tu. Să nu ieși afară, că nu vreau să-mi vezi fața decât când ajunge pe pod. Baftă. Eu nu mă duc nicăieri. Aștept să vină cu tatăl meu, nu mă duc nicăieri. E tot în regulă? Care e situația cu... Domnul, v-am zis, două luni fără efort fizic, am avut mare noroc pentru că glonțul ne-a penetrat atât de adânc pectoralul superior. Și trebuie să schimbe pasamentul în fiecare zi și cam peste două săptămâni se vină să-i scot firele de la cusătură, că am cusut acolo o rană. Ai auzit, Zumi? Ești în regulă? Oră, cine n-aibă mascatul ăsta? Vă rog eu mult, aveți o pază la spitalul ăsta? S-a răpit un om în spitalul ăsta și voi n-ați văzut. Șeful, aici este ceva poliție, domnul. Aș putea să iau legătura cu cineva? Se treaba să spitalul ăsta să aibă o pază. Ia uite, au dat. Domnule, trăim din bugetul statului, n-avem ce face. Da, avem ce face. Ușor, te-ai câte-o pus. Te-au pus sus. Ok. Să-i... Mă, mai revergorat de toți banii. Fă, mersi. Hai că mă descurc de aici, mersi. Mă, ce faci? Ce naiba se întâmplă? Păi, ce se întâmplă? Ce face Zumi acolo? Se simte nașpa de tot ce s-a întâmplat, nu-i normal? Păi ce s-a întâmplat? Avem nevoie de o mașină, fără de o mașină, uite și fără de o mașină acum. Ok. L-a bătut? Mă, ce atutați-vă și voi. Ce am făcut, mă? Ce să-i mă bagă mafia lui? Mă, m-am băgat eu vreodată mafia lui Chad, că voi știți toate episoadele. M-am băgat eu vreodată mafia lui. Ce naiba vrea, mă? Nu m-am băgat deloc în mafia lui, frate. Zumi? Te-ai ajuns, te ridici, ridică-te, te rog puțin. Ia pe sus. Haide. Poți? Da, e ușor. Oh, Doamne. Da, asta e de două locuri, te să iau, oh my god. Du-ne acasă.
Știi casa aia lui Zumi? Pune și tu pe GPS acolo. Mai multă violență. Oh shit. N-am vrut asta. Stai, băi! Ce faci, bă? Urcă o dată mașină. Mă, ce-i cu pișpirica ăla, mă, de... Am avut o întâlnire cu el adine. Ai avut o întâlnire? Eu cred că te-a răpit. Bă, răpit, dar să știi că era să-i fură nevastă. Ce? Care nevastă asta? Nu știu, avea o nevastă cu păr roșu, ci că una din cămilele lui și cămile? Că... Așa îi zice el, cămilă. Bă, ceva stai, cu arab, cu mai multe neveste. E regulă la creier? Cămilă? Da, mă, ci că e cămila lui, nu știu, așa îi zice el nevastă sa. Am văzut că era cu niște papițoi după el. Da. Papuțoii ăia au tras în Zumi, știi că el... Nu, eu n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Da, am avut eu o discuție cu el. Și? Am avut eu o discuție cu el. Ce discuție? Ei, legat de tasul. Ce discuție ai avut legat de tasul? El a crezut că e mort, tasul. El a crezut că e... Și tu ai spus că e viu. Normal. Cât creier ai? De unde știi tu că e viu? Păi da, de ce ai zis că e viu? Mai bine să-i muști! Băi, nu știu, frate, băi, m-ai băgat... Asculți, eu nu știu că e viu, dar știi care e faza. Bravo, acum... mă, bravo. Ascultă-mă că e creier. Da, mă, zic. Acum i-am dat de gândit, gen, și acum o să se preocupe să-l caute pe tasul, nu o să te mai alerge pe tine. No? Eu i-am cerut informații. Mi-a zis acum că tu ești eu... de... Da, că tu ai informații legate de el. Și mi-a spus să venim în jumătate de oră acolo ca să-i spui tu informații legate de tatălui. Da, boss. El are informații despre Justin și... N-ai idee prin ce am trecut. Nu te supăra, te rog. A spus că ne spune informații despre Justin în schimbul lui Tasu. El? Da, da, da. Băi, pe unde umbe? El informații despre Justin. Despre Justin. Da, da. Au! Mi-a zis că a fost gen cu o fază acolo pe undeva pe un deal, mi-a zis că a fost o fază cu el, că a fost rănit. Ce, mă, ce? Când asta? Așa mi-a zis. Când nu asta? Nu știu dacă e adevărat sau nu. Mamă. Întreabă-l pe el, nu pe mine. Eu zic că băiat, copilul ăsta numai cu miciun scoate pe gura. Nu știu, eu era să mă fac cu nevastă sa, așa că pentru mine e ok. Ce? Ziceam de nevastă să. S-ar putea să... Păi da, lasă-mă, mă, cu nevestele Mirabela tale, gata, mai lasă-mă. Păi nu, mă, caută-ți, că dacă îți faci ceva, eu fur pe Mirabela aia sau cum o cheamă a lui. Păi nu vezi că... Eu nu... Mi-a zis un târg, auzi. Merg acum, în jumătate de oră, să-i spunem informații legate tatălui. Ce informații, okay, să-i... Și... A, mă duc ca să ce să-i zic, să mor? Că mă duc acolo... Și că singur, auzi, la, mă duc singur, că și el se duce singur, bro. Băi, singur... Ești bine? Bibi? Da, vorbiți. Stai puțin, Bibi, stai puțin, te rog, stai puțin. Du-te, mă, singur. Stai puțin, Bibi, niște... Oh my god. Vorbiți, mă, acolo! M-auzi? Da, te-auzi. Știi că prin câte am trecut? Aproape am murit Zumi, aproape... Murea și taică-miu. Aproape toate nebunirile. Dar ți-am adus KFC-ul. Bine, încoace. Nu, mai mi-e fapt. A, nu știu. Ok, e bine. Nu era, era mașina. Am uitat o mașină. Oh my god. Nu e momentul să-i cer acum, stați liniștiți, așa că nu spuneți cumva să o cer, că nu e momentul în niciun caz acum. Bine. Hai la tata în brațe. Am inelul măcar și când o să fie momentul, l-am la mine. Da, mă, cea, bă, vă gândiți că dă inelul. Bă, vreți să vedeți cum mă refuză? Sau vrei să vedeți cum facem să fie bine? Bune. Ce-a făcut, mă? Ești bine? Nu știu. A pleșinat dintr-o dată. Bă, ajutați-o, mă. Aveți și voi ceva de mâncare și de băut? Da, oh my god.
În episodul următor, guys, o să cerem de căsătorie și o să vedem și ce se întâmplă cu Antonel. Hai în casă, hai vă rog în casă. Că mai vreau să nu mai stau afară. Bă, înainte, ai un detector de metale, ceva? Poate ți-a pus chip, ți-a pus ceva? Bă, nu mi-a pus nimic, că nu i-am lăsat pe ea să se apropie de mine. Atunci dar suntem... Dar ați venit cu chestia asta necurate pe acasă, eu zic să plecați. Dar fata aia s-a apropiat de mine, dar nu cred că avea ea treabă. Bă, eu nu mai mă apropii de voi. Da, bine, hai. Oh my god. Hai, guys. Data viitoare o să cerem pe Bibi când o să fie mai în regulă și știți cum o să facem, însă vreau să facem ca ori un fel de răpire, poate. Dar în situația în care sunt acum cu Antonel, nu știu ce o să mi se permită să mai fac. O să văd care e situația. O să vreau să mă duc, că m-am văzut pe chat o idee genială, să o duc aici, la semnul de Hollywood. Mai știți unde ne-am sărutat prima dată? La semnul de Hollywood. Acolo să o duc. Cred că ar fi destul de drăguț. Ia spuneți, guys, să mergem acolo cu ea. Ziceți-mi repede pe chat dacă ar fi o idee bună sau nu. Data viitoare, a tu, a, știu ce facem. Cred, yes. Cred că trebuie să refacem organizația în orașul ăsta. Păi, eu i-am zis că am vreo 40 de oameni în spate și de-aia mă că am lăsat în pace, a zis că nu vrea probleme. Bă, dar câte minciuni ai scos pe gura aia? Tot, de la cap până la coadă. De la cap până la coadă, nu mai minciuni, că sunt cel mai de temut. Ai grijă ce faci, că bărbat în spate, că dă-stea, că dă-stea, că vezi. Păi normal, vezi că știu de tatăl tău, vezi, da, rezolv problemele? Hai să vedem zilele astea ce rezolvăm noi problemele, că cred că e groasă treaba. E nașpa rău treaba, cred. Cum rezolvă taică-tu? Sunt curios să văd cum rezolv tu. Că zici că rezolv. Eu mă duc, mă întâlnesc cu el, tu stai cu un sniper sus pe clădire și am rezolvat. Da, am uitat că e mai greu ca tine și nu poți să-l cari. Facem invers, te vezi tu cu el și stau eu pe clădire. De ce s-ar întâlni cu tine? Și îi zice acolo că ai oameni peste tot și eu trag la mișto cu sniperul să nu mă vadă doar sau audă, să creadă că avem oameni. Hai cu zoom, cred, după zoom și Bibi, că nu știu ce fac astea. Unde-i zoom? Ești ok? Crede-mă că am trecut astăzi printr-o zi, sigur? Știu că am stat, ai stat toată ziua acasă, dar crede-mă că mai bine că ai stat, că altfel te lua pe tine, Antonel. Și nu era bine și de-abia te-a mai luat o dată, știi și tu. Deci cea mai importantă pentru mine, știi asta, da? Mă auzi? Da. Și chiar nu vreau să ți facă rău, așa că bine că, deci e genial că nu vine să cred ce timing bun am avut, că bine că ai stat acasă. Pe bune. Dar zoom-i unde e? Nu pot, dacă astea schiori amândoi, ce să vă fac? Ok, hai. Oh my god, ce o să se întâmple în următorul episod, nu știu ce o să vă spun sincer. Așa că dați pe butonul de like, apăsați pe clopoțel, dacă vreți să facem următorul episod. Duminică pe Trovo și luni apare pe YouTube. Nu uitați să puneți la story, să dați un follow pe Instagram dacă vreți să apăreți la story pe Mariusel. Dați un follow pe Instagram. Instagramul aveți acum pe ecran, mariusel.scot, și la contul principal Andrei Ro cu 2DI. Ok? Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest episod și ne auzim data viitoare. Cu nebunie probabil și mai mare.